Salut! Astăzi am avut de făcut o operațiune necesară, dar radicală, dramatică, de tăiere a viței de vie prin întinerire. Adică această viță de vie care are o vechime de peste 30 de ani îmbătrânise foarte mult, ramurile, corzile, mai bine zis, erau foarte groase și începuse uscătura să intre în ea. Așa că am fost nevoit să o tai radical. Sunt tăieri radicale, dar tăieri necesare pentru coborârea corzilor de rod, care persistau doar în partea superioară, în partea de vârf. Și în partea de jos rămăsese degarnisită. Astfel că pe o înălțime de 1 metru, 1 metru 20, nu mai avea ramuri, corzi de rod. Am tăiat masiv, am tăiat fără milă și am întinerit-o. În detrimentul producției, anul acesta, producția nu va exista. Sau va fi doar pentru masă, pentru gustat. În partea aceasta am tăiat și mai radical. Întreaga viță de vie existentă pe acești palieri provenea doar din două buturi. Le-am tăiat total. Nu a mai rămas nimic în acest sector, după cum se vede. Este gol, voi planta niște butași noi, dar nu am avut încotro. Dino, hai uite uscătura. Uitați cât de gros este această coardă, este comparativ cu mâna mea, este mai groasă decât mâna mea. Observăm aici starea în care se află butura mamă, este destul de afectată din cauza bătrâneții. Am păstrat ceea ce este viabil și restul am îndepărtat. Sper ca din această butură să mai răsară în această primăvară alți muguri cu care vom putea întineri vița de vie. Am speranțe că din butura veche, așa cum o vedeți, avem lăstari noi, lăstari buni, care au muguri și care vor regenera această viță de vie. Și aici, la fel, avem lăstari noi pentru regenerare. Dar asta înseamnă că un timp, 2-3 ani, nu vom mai avea producție corespunzătoare. Așa arată, ce să mai arate, că este goală, dar este o operațiune necesară. Dacă nu o tai acum, ea oricum se va usca și într-un an, 2-3, nu mai rămâne nimic. Uitați cum în mod natural s-a uscat, deci nu mai era de păstrat. Aceste spărturi sunt o cale de intrare pentru boli, pentru dăunători și butucul este afectat. Deci, operațiune radicală, dar nu avem ce face.
Aceasta este soarta viței de vie, are și o durată de viață, nu este nelimitată. Iar dacă vrem să păstrăm vechile soiuri, trebuie să le tăiem, să le întinerim, pentru ca și pe viitor să ne bucurăm de rodul lor. Da, nu a mai rămas nimic. Dar sperăm că acum, fiind ușurată de toate părțile uscate, va avea puterea necesară pentru a se regenera. Am tăiat din corzile rezultate, am tăiat câteva corzi, 8 în situația aceasta, pe care le voi planta în aceste gropi. Am făcut niște gropi cu o adâncime de 40 de cm, pun câte 2 cordițe, 2 mlădițe, simplu îngropate, peste care adaug cu pământ, fără niciun fel de altă pretenție. În acestea voi mai pune și câte un furaj de cenușă, pentru că cenușa este un bun îngrășământ. Pun pământul, îl tasez și la final voi uda aceste mlădițe. Am făcut 4 grupi, voi pune și de restul de cordițe. Haideți să le punem împreună. Una, două. Și aici. Una, două. Una, două. Să sperăm că din 2 corzi una se va prinde și în felul acesta am dat viață din nou viței de vie pe care acum am fost obligat să o îndepărtez. Am adăugat și cenușă de lemn, peste care acum punem pământul care a rămas de la executarea gropii. Și tasăm bine pentru eliminarea aerului. Acum adăugăm câte 5 litri de apă la fiecare gaură de plantare. O dată pe săptămână, dacă nu plouă, am să pun apă la aceste cordițe pentru a le asigura umiditatea necesară încolțirii. Să sperăm că va ploua și întreg pământul va avea umiditatea necesară și nu va mai fi cazul să mai stropim. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!